Doamnelor și domnilor, viitorul vine peste noi direct în farfurie. Cercetătorii americani sunt aproape să creeze friptura dintr-un curcan care n-a trăit niciodată. Primii curcani concepuți în laborator vor ajunge pe mesele oamenilor în maximum 15 ani. Cum se obține carnea de laborator? Dintr-un mic fragment de piept de curcan cu fibre de mușchi plasat într-o supă de aminoacizi și zahăr. Celulele ar fi păcălite astfel că încă se mai află în curcan și s-ar divide de 75 de ori în 3 luni. Dar cel mai bine ar fi să stăm de vorbă cu cineva care se pricepe. Domnul Eustachiu Copănel, director adjunct la acceleratorul de curcan Crevedia, șeful secției pentru clonarea aripioarelor picante, subsecția sos barbecue. Accelerator de curcani? Da, accelerator de curcani. Că e un fel ca la acceleratorul de particule de la măgurele, doar că funcționează cu fripturi, știți? Eu n-am știut că cercetătorii români se ocupă și de clonarea fripturilor, sincer. Dar noi suntem fripturiși de mult, domnul Găinușe. Gândiți-vă cum am putea noi supraviețui cu salariile din cercetare dacă nu ne-am ocupat de clonare, domnul Găinușe. Deci vă clonați salariile sau clonați cumva cardurile? Că eu nu înțeleg, cum vine asta? A, da, nu, niciun caz. Noi nu facem chestii de-astea, doar că uneori mai clonăm și artizanal, dacă mă înțelegeți. Avem un contract cu o șaormerie și la 2-3 zile, domnul Găinușe, mai livrăm câte o roabă, două de aripioare, din salariul de cercetător. Eu vă spun clar, nu putem trăi. Vă rog, domnule Copănel, spuneți-ne în ce stadiu se află cercetarea românească în domeniul curcanului de laborator. Deci într-un stadiu amărât, domnul Găinușă, amărât. Guvernul nu ne dă nimic, niciun curcan. Păi cum să gătești carne de curcan dacă n-ai curcan? A? Deci eu sincer, eu n-am mai văzut un curcan viu. Adică stai că mint, erau ieri doi curcani cu radarul pe DN1, domnul Găinușă, înainte de otopeni. Eu i-am văzut. Americanilor le convine, domnul Găinușă, le convine, au nevoie de o bucățică de curcan, fac referat și primesc curcan, domnul Găinușă. Noi ultima oară când am cerut curcan, știți ce am primit? Ce ați primit? Bilete prin sindicat, domnul Găinușe, în stațiunea Govora. Ați văzut cum arată stațiunea Govora? Te duci sănătos și mândru ca un curcan și te întorci nemâncat ca un pui de gostat. Da, ia vă zic, domnul Găinușe, noi suntem mai avansați decât americani. Deci am dezvoltat un clonator de laborator care e de ajuns să pui o poză cu piept de curcan în el și scoate carne reală, pe care o accelerăm și după aceea obținem practic un sac de fripturi. Ne descurcăm și noi cum putem. Deși am avut și o defecțiune, să știți. Asta e chiar haios. La accelerator o săptămână ne-am chinuit să o remediem. Cineva, nu eu, a făcut o glumă proastă și în loc să bage în clonator poză cu piept de curcan, domnul Găinușe a pus una cu Sabrina, fosta cântăreață, știți? Și a fost ceva îngrozitor. Deci ieșea piept peste tot, am fugit afară că ne sufocam în clădire. Noroc că s-a produs un scurt circuit, domnul Găinușe, și s-a oprit clonatorul. Că se crăpa acoperișul, era cupa 44, îngrozitor de frumos. Îngrozitor. Vă rog. Deci mulțumim foarte mult, domnule Eustachiu Copănel. Vă mulțumim. Plăcerea a fost de partea mea. Dar o clipă, aș vrea să vă fac un apel pe această cale televizată. Deci, dacă aveți și vă rămâne de la grătarul de 1 decembrie, vă rog, sau după sărbători, un mititel, poate să fie și o jumadă mic cu muștar pe el, donați-l din nou, că scoate din el, domnul Găinușe, până la 283 de metri de mici, sau tobă, ca taboș, piftie, orice de porc, că de curcan ne-am săturat până în gât. Eu vă spun, mulțumesc foarte mult, mulțumesc televiziunii române.